Salut! Foarte mulți dintre voi mă întrebați de unde mi-achiziționez eu marfa. Păi, în primul rând, eu o cumpăr din China. Nu o să intru în foarte multe detalii să spun de ce prefer China versus Europa, India, Turcia, pe partea asta. Chiar n-am experiență deloc. Păi, Europa mai cumpăra puțină marfă, nu extraordinar de mult. În primul rând, în Europa, vă să cumperi branduri consacrate și cumva ești limitat de brandurile acelea, pentru că dacă ei nu vor să mai fabrice un model, nu mai ai stoc, clar. Iar alta chestie este adaosul, nu prea poți să pui tu orice preț vrei tu la produse, pentru că na, mai sunt și alți dealeri, distribuitori autorizați care poate să vândă produsul ăla. Plus că dacă cumperi un produs care este no name, să spunem o curea de ceas sau chestii de genul, ea este adusă în Europa de altcineva care își pune și el un profit. Practic, fabrica o vinde către un trader, traderul o vinde către un distribuitor în Europa, iar apoi marfa ajunge la tine. Deci din start ești la a treia mână, să spunem, cel puțin. Iar clar, este cel mai bine să mergi direct în China și să faci cumpărăturile astea. Hai să spun 3 site-uri de pe care eu cumpăr în China și poți să faci și tu fără nicio problemă. O să spun și minusurile, o să spun și beneficiile și o să spun și cum poți face achiziția acolo și cum este cel mai bine. Rămâi aproape. Primul este Alibaba, cel mai mare marketplace din lume, acolo găsești orice vrei tu. Și nu numai fabrici din China, găsești fabrici din Europa, cum ar fi Germania, Franța, Italia, Spania, găsești fabrici din UK, găsești fabrici din India, din America, găsești fabrici din Turcia, tot ce vrei găsești acolo, pe Alibaba, Ola, tot ce vrei. Ce îmi place mie? Hai să spun beneficiile. În primul rând, ești protejat, frate, dacă faci plata prin trade assurance, adică sistemul lor de plăți, pur și simplu Alibaba stă între tine și fabrica aceea. Dacă ea schimbă condițiile între timp, termenul de livrare îl depășesc cu mult, schimbă materialul, nu-ți face ce le-ai spus, cei de la Alibaba deschid o dispută, banii, ce se întâmplă? Banii pleacă de la tine și în loc să ajungă la fabrică, se opresc la Alibaba. În momentul când tu ai deschis disputa aceea, Alibaba îți dă ce e bani. Bine, asta dacă ai și dreptate, acum nu poți să-i învârși tot felul de, că nu se ia, nici ei nu sunt proștii. Asta mi se pare super tare. Al doilea lucru este că poți intra în discuție cu orice fabrică, ei știu engleză. Practic, cum intri pe Facebook, vrei să vorbești cu o fată sau cu cineva, intri și scrii pe Messenger. Așa au și chat-uri integrat acolo, orice fabrică are și un contact prin chat, că nu trebuie să le dai mail-uri, să-i suni sau chestii de genul, ci pur și simplu intri acolo. Da, astea două beneficii sunt foarte, foarte tari, doar să aveți grijă când comandați de pe Alibaba, supplierul să aibă IFA de Verify Supplier, adică să fie verificat de către cei de la Alibaba, să fie trade assurance, adică să accepte plata prin sistemul lor de plăți și să fie cât mai vechi în platformă. Eu dacă ar fi să aleg într-un supplier care are 2 ani pe platformă și nu care o are 8 ani, clar l-aș alege pe ăla de 8 ani. Dar sub 2 ani nu m-aș duce, pentru că clar cei de acolo au experiență și cu cât e mai vechi, cu atât are experiență mai multă. Acum hai să spun și minusurile care sunt pe Alibaba. În primul rând, ai un comision de tranzacție de 2%. Nu știu neapărat dacă este un minus pentru toată lumea, pentru mine nu este un minus, pentru că îmi oferă acea siguranță, acea garanție. După aceea, este că prețul produselor nu este unul real. Trebuie să intri mereu în discuție, să discuți cu fabrica, să vezi care este prețul. De exemplu, dacă vrei să cumperi o sunerie video, vezi că să-ți afișeze niște prețuri de la 2 dolari la 30 de dolari. Ce să înțeleg de aici? Dar dai seama clar că na, nu poți să știi care este prețul, trebuie să intri, să discuți cu fabrica pe chatul ăla și să spună care este prețul pentru 3 bucăți, 5 bucăți, 10 bucăți și da, poți să cumperi și cantități așa minime pe Alibaba. Nu vă faceți griji, asta că minim order quantity 500-1000 de bucăți este cea mai mare cu gomânie. Orice fabrică îți va vinde și 5 bucăți, va avea și un preț pentru 10 bucăți și tot așa, orice fabrică, vă garantez asta. După aceea, ca să cumpărați de acolo, o să vedeți, dacă vreți să cumpărați o pusă de telefon, o să vă dea ca și cost de livrare până în România, estimativ 80 de dolari. Mamă, ce naiba fac, nu mai cumpăr, nu? Ideea este că acel cost de transport este un schem și trebuie evitat muzei, adică nu plătiți costul transportului de acolo către România, că nu și are rost. Colaborați cu un agent, cumpărați marfa de pe Alibaba, trimiteți-o la el, o trimiteți la el, el vă grupează marfa și vă trimite în România și a scăpat de costuri. Plus, ca să rămână vorba între noi, nu încercați să cumpărați de pe Alibaba doar o sunerie video, că dacă încercați să luați, sau din China în special, nu doar o singură bucată, că vă costă transportul. Încercați să luați 50-100 de bucăți din mai multe produse diferite. Ai luat 5 sunerii video, ai luat 5 puse de telefon, ai luat 5 lumânări, 5 cărți, nu știu ce îmi vine pe aici.
Da, cam asta e pe Alibaba. Oricum, dacă vrei să afli mai multe detalii despre cum să cumperi de pe site-urile din China, găsești un link aici în descriere sau în bio în care poți să te înscrii la ora de consultanță 1 la 1 și să-ți explicăm mai bine ce facem noi acolo în Seller Club și poate te potrivești și tu și colaborăm împreună. N-ai de unde să știi. Ora de consultanță este gratuită. Dar bun, să mergem mai departe. Am vorbit despre Alibaba. Următorul este 1688. Bă, fraților, ăsta este preferatul meu. Și vă spun și de ce este preferatul meu. Este un fel de OLX din China, dar unde sunt listate fabricile care sunt listate și pe Alibaba, iar prețurile sunt mult mai mici. Asta e cel mai mare plus pe care pot să o spun, este prețurile sunt mult mai mici. Calitatea este foarte, foarte bună, adică fabricile astea fac și pentru China, fac și pentru export. Doar îi menționez, bă, vreau pentru Europa, varianta europeană și o să-ți dea. 99,9% din ele au chestiile astea. Alt avantaj pe care aș putea să spun este că vezi prețul corect, frate. Nu că Alibaba, păi stai că e între $2, $50, nu vrei să cauți o sunerie video, bun, te-ai dus, te-ai dat pe cost. 50 de yuani, adică în moneda lor faci cu o conversie. Perfect, poți să o pun pe listă. Poți să comanzi, calitatea este bună, prețurile sunt bune. Da, taxa de livrare va fi către China, deci nu prea poți să o pun pe asta la calcul. În schimb, minusurile sunt în felul următor. Site-ul este în chineză. Da, trebuie să-ți instalezi extensia Chrome Google Translate, pentru că altfel nu vei putea naviga acolo și asta trebuie să fie un avantaj, adică din dezavantaj să vezi un avantaj. Gândește că nu toată lumea poate să facă chestia asta, adică tu, frate, devii un maestru în a căuta produse pe 1688 și fabrici, iei la cel mai mic preț posibil de pe pământul ăsta produsele. Nu există nimeni care să le facă, te duci direct la sursă și clar ai un avantaj față de alții. Da? Asta e foarte important. Chiar dacă e site chinez, după aceea nu poți să cumperi tu de acolo. Trebuie să colaborezi cu un agent, iar agentul ăsta o să-ți ia un comision între 3-5% sau $30-50 pe comandă. Tu îi dai o listă de produse, el ți le cumpără de acolo, ți le grupează și ți le trimite în România. Sfatul meu este să vă focusați cel mai mult pe site-ul ăsta. Dați-vă tot interesul să învățați să navigați acolo, să învățați să căutați produse acolo, să învățați să contactați fabricile acolo și credeți-mă că o să aveți un avantaj extraordinar. Gândește că cineva cumpără marfă din Dragon, o pune pe EMAG la vânzare, imediat poate să ducă și vecinul de lângă, să cumpere și el. Și încă cineva care a auzit, și încă cineva, doar ce face? Se urcă într-un taxi din sectorul 3, se duce în Dragon și a cumpărat marfa și a pus-o pe EMAG, n-a rămas fără stoc și gata. Dar să intre pe 1688, să vorbească cu un agent, să achiziționeze marfa, să o aducă în România, nu e chiar atât de simplu. Dar dacă ai învățat chestia asta, jos pălăria pentru tine. Da? Iar următorul site este Taobao. Măi, aici ce să zic, ăsta ține doar de backup, adică nu îți face foarte multe speranțe pentru site-ul ăsta, gen focusează-te pe 1688, apoi pe Alibaba, iar dacă ai rămas fără resurse, intri și pe Taobao. Hai să spun ce se întâmplă pe Taobao, este tot un OLX de China, dar sunt foarte mulți traderi. Aici fabricile nu prea bun, ci este Vasile care cumpără de la 50 de fabrici produse diferite și le pune la vânzare. Intri în același cerc ca și produsele din Uniunea Europeană, adică dacă Vasile a rămas fără stoc, le-a vândut în alt departe, tu ești limitat, nu mai găsești. Poate el are resursele lui. De aceea lasă-l pe ultima 100 de metri, încearcă să cumperi de pe 1688 și Alibaba direct de la fabrici. Că Vasile poate să cumpere de la o fabrică, mâine de la o fabrică, calitatea diferă, ambalajul diferă, materialul diferă și tot așa. A, deci cel mai bine cam asta ar fi. Și pe Taobao, dacă ar fi să cumperi marfă, la fel trebuie să pui un agent care se ocupe, pentru că site-ul este tot în limba chineză. Și poți să-l pui să-ți comande el marfă. Pe 1688 și Taobao poți să cauți produsele după poză, ai o iconiță acolo unde încarci poza, tu o descarci de oriunde în altă parte a produsului pe care vrei să-l cauți, sau dacă nu, cauți, deschizi dicționarul Google și scrii traducere din română în engleză simplificată sau din engleză în chineză simplificat și dai copy-paste pe Taobao sau 1688 și ți apar produsele. Cam astea sunt site-urile de pe care cumpăr eu. Adică nu mă ascund cu nimic, astea sunt, nu am inventat roata, nu am vreun site OZN sau ceva care nu știe nimeni de el. Astea trei sunt, le găsiți la o simplă căutare pe Google, doar trebuie să vă perfecționați voi un pic acolo căutarea cu ei și să aveți un agent, să vă cumpere marfa din China. Asta e foarte important, să aveți un agent bun. Ăla vă cumpără, vă grupează, vă trimite marfa, că e de pe 1688, că e de pe Alibaba, că e de pe Taobao, ajunge marfa în siguranță, voi vindeți.
Cam astea fiind spuse. Cum v-am spus, puteți să discutați și într-o oră de consultanță 100% gratuită cu mine sau cu cineva din echipa mea care are experiență și să discutăm un pic despre modelul Seller Club, să vedem dacă vi se potrivește acest model de afaceri, dacă este pentru voi. Oricum vă spun dinainte, ca să faceți chestia asta aveți nevoie de investiție. Nu vă mint cu nimic, nu vreau să vă bag în cap ideea că o să vă băgățiți peste noapte, că o să faceți bani, că nu, frate, trebuie să munciți, trebuie să ai bani de investit, dar se poate. Se poate, vă spun sigur. Așa că dacă crezi că vrei să faci lucrul ăsta și crezi că te-ar interesa, dă click pe linkul din descriere și hai să ne vedem la ori de consultanță 100% gratuit, ia-ți 2-3 produse în minte, fă-ți, nu știu, gândește la o situație materială care te-ar face pe tine să stai mai liniștit în momentul de față și hai să discutăm, să vedem dacă poți să te aud aici și să te duc aici. Da? Vă salut și în continuare, dacă vreți să dezvoltăm și alte subiecte care credeți voi că sunt de un interes foarte mare, doar lăsați aici în comentariu, lăsați aici sub comentariu și o să vă răspund cu drag. Dacă nu, dați click pe link și haideți la întâlnirea de consultanță gratuit. Vă salut!